Începem vlogul zilei cu mine mergând la Universitatea Lumina sau Liceul Teoretic Internațional de Informatică, unde sunt speaker. O să vorbesc despre social media. Filmezi în timp ce vorbesc sau? O să pun camera să filmez, că poate zic ceva inteligent să pun pe vlog. Așa de dubios sunt și eu? Când vezi alți vloggeri îți dai seama cât de dubios e. Merg așa de... De aici, de la CNSC, nu știu nimic, fete, au scris participant în loc de participant. A, la scrie, tine? Se scrie nu la tine, se scrie cu K, nu cu C. Ia să vedem. Gata! Bingo! Așa, unde e jucărie? Acolo. Așa, ia să vedem cum începe. Da, am făcut un meme, nu știu dacă e bun sau nu. Gen News Jacking și-am pus o sticlă de Jack Daniels acolo. Asta și pentru că n-am auzit prima oară de News Jacking, guys, what the fuck is this? Sincer, eu sunt un... sunt teoretician și practician. Eu mă consider un practician. Teoreticienii de obicei sunt aia care stau și inventează cuvinte pentru ăștia care fac chestii. Eu îmi doresc să fac chestii, adică stau mai puțin în zona de termeni și, na, îmi trebuie să fac chestii. Cine sunt eu? Păi, sunt blogger din 2009, omul om de agenție din 2011 și daily blogger de vreo 450 de zile. Adică fac zilnic câte un episod de blog. A, și apropo, o poză cu mine cât de serios, asta pentru că nu am poze pe aia. Deci am o poză în care să par și gen, așa azi cum era gagiul ăla de a inventat lumina. Ăla, l-ai pus tu, știi? Eu n-am mai știu ceva. Na. Deci despre New Jack. Astea sunt definițiile alea de pe internet. Le-am luat reîntărdit acolo cu copy-paste. Când e ok să faci chestia asta, știi? Să New Jack. Când îi se potrivește brand-ului, până la urmă. Pentru că... Dacă să luăm exemplul ăsta, că eu nu m-am dus atât de mult, sincer, nici nu am și uitat. Și când am văzut prezentarea, dar eu am temă, de asta nu știam, de bogata, de aia, am uitat, pur și simplu, știi? Pe asta l-am luat din memoria mea. Știți, în perioada protestelor, ce au făcut băieții de la Pura Vida Sky Bar, că au zis, pentru cei care vin din afara Bucureștiului la proteste, noi le dăm cazare moca. Și ăsta chiar a fost un New Jack-in de toată frumusețea. Adică s-a potrivit în primul rând pe targetul lor, asta contează foarte mult. Pentru că o să vă arăt la următorul slide, o să vedeți de ce e foarte important cu ce te asociezi, că uneori poți să-ți dăunezi. Fun fact, și ăștia și-au dăunat post. Vă povestesc una bună, azi am aflat, când i-am arătat unui coleg prezentare. Ideea e că se pot trebui pe target. Cine merge în hosteluri de obicei? Ăștia aia nu ea, care nu votează PSD-ul. Te-am văzut că nu votează S-a părut de minune, au apărut știri despre ei. Mai multe hosteluri din capitală, mama, omul și-a făcut supraveghere. Recent am aflat, ăștia Pura Vida aveau și în Vama ceva, terasă, ceva de gen. Primarul din Vama este cu PSD-ul. Ghiși ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni. I-au închis, pam, pam. Știi? Adică e foarte important să te gândești atunci când te bagi cu capul înainte și vrei să faci o dumă, cum afectezi, ce se poate întâmpla. Later. Bine, asta, mulțumesc că ăsta am fost eu. Auzi, mama, mă aplaude! Mă gândiți acolo, stai să dați și subscribe pe YouTube-ul, că am puțin abonat și munceți mult. Gata, a fost super tare, am râs, m-am distrat. Oamenii au râs și nu era Sasha, frate. Asta a fost Congresul Național al Studenților la Comunicare. Toată punga asta e comunicare pentru Sasha. Mamă, Dumnezeule. Sasha? Uite aici. Sasha, ai primit pișcoturi, tati. Ai multe pișcoturi de... Later. Clanul Ionescian, aici de față. Merge aici. La Lugo. Mamă, ce frumos e. Băi, Pia ne-a invitat. Pia. Vă știți pe Pia. Arina. A fost cu noi în la Peugeot. În la. Da. Shop Girls și altele, mi-am luat.
Și vede somonul. Încrustă de migdale pe un pat de fasole verde. Am avut o vreo. Se ne pare un brisket. Da, unde am fost noi la... Ai un usturoi? Ți-a luat și tu pe usturoi? Nu, nu știu. Sherry. Nu mă mai lumea, nu. E nebun? Mi-a luat o băiță mică, vreau și eu, dacă mănâncă vreo toată de-n băci. Deci eu aici am somon în crustă de migdale pe un pat de fasole verde. Și Ionasca, ce zice mamă care e acolo? Da, mai lămurit. Sasha, cum comentezi? Mai întâi de tot, eu vreau să-ți lămuresc o chestie cu voi. Eu nu prea mănânc pește. Și acum, în premier, o să mănânc somon. La ideea asta... Asta arată scoală, cred că e scoală. Crustă de migdale, da? De ce? Ce mănânci tu zilnic, migdale? Deci abia aștept să vină căldura. Să stăm pe terasă aici, la Lugu. Este frumos. Și Sasha, în care a fost așa. Foarte bun. Foarte, foarte, și foarte sunt și pet friendly. Ăsta e mare avantaj. Fentinosc. Am primit chestia asta de la București Mall și toată ziua m-am jucat cu ea și n-am reușit să fac nimic și vreau să văd cât de bine te descurci tu. Și am să vă dau două chestii de-astea, cadou. Facem un concurs rapid. Având în vedere că ăsta e un soi de joc al copilăriei unora, vreau să lăsați în comentarii care a fost jocul copilăriei voastre, iar eu prin tragere la sorți cu random.org o să aleg doi câștigători și o să vă trimit chestiile astea, jocuri de Kendama, da? Acest device revoluționar, un soi de iPhone 7 Plus al jocurilor. De care dintre noi reușește primul să... Eu cred că o să-mi spar capul. Cei de la București Mall, sâmbătă, au un eveniment cu chestii de-astea, de la ora 12, și un tip maestru în Kendama, Oase, care va face tot felul de tricuri și un concurs pentru cei pasionați și poate să câștige chestii. Așa că sâmbătă, de la 12, București Mall, invitan, țineți minte chestia asta, n-am fost plătit să zic chestia asta, pur și simplu mi-au dat nebunia asta și mi-au zis că îmi dau două chestii să vă dau și vouă și m-am entuziasmat. Stai așa, tati, că e posibil să te accidenteze, mami. Bine, dar mi-e frică că o să-mi spar capul. Hai să iau de la capăt. Deci fii atentă. Ai... Am înțeles, dar nu reușesc. 5 încercări. Ei! Păi ca să încerc și eu, adică mă uit la tine toată ziua. Da, tu te-ai jucat toată ziua, ai spus. 2, 3. Nu! Jur că nu mi-a reușit niciodată. Ba, ți-a reușit mai devreme, nu, trebuie să reușești. Nu mai te chinui din prima, las-o așa. Dar mi-e frică că îmi dau cu ea în cap. Păi, dar, măcar îmi dai mie, că măcar nu, atât mi-am dat seama. Ia, nu, sunt... Eu jucam elastic pe vremea mea, nu era un joc de... Asta a fost jocul. E periculos. Deci faza e că nu trebuie să dai spre tine, faza e că, cred că... Deci nu m-am uitat la niciun de la... N-am vă spune. Dar cred că cel mai... Uite, vezi ceva de genul trebuie să fie, știi? Dai tendința să... Ai gata, hai! Vezi? Cât faci? Hai! Stai să iau masa asta de aici. Păi, dar e complicat. Mamă. Se pune? Nu se pune, n-ai. Ai, frate! Strișoare de primă speță! A? Frate, dar tu știi ce fac ăștia? Gen, le iau, le întorc, le fac pe mână, le... Așa m-am auzit. N-am văzut niciun clip, jur. Dar ce că așa mi-a povestit o colegă azi. Mi-a dat peste degetul ăsta. Că vorbeam despre kendama în birou și... Voi să câștigați niște kendame de alea originale de la Diverta.
Dar e nebunie, frate, cu Kendama. Toată lumea se joacă, ești nebun? E un soi de Pokémon Go. Nigga, what? Uite cum o ține de mai, că ai o bombă atomică în mână. Am reușit. Vreau. Ia. Ce să zic? Păi, dar tu ce faci? Pe ce am construit eu? Vrei să o spice tot așa, adică ridicat-o? Deci o nească ca 1 Mariciu 0. Mă, cum ai făcut? Nu știu, mi-a ieșit. N-a fost... Ia uite. Hei! Păi, mă, că ceea ce facem noi e pistol cu apă, știi? Dar e... Stai așa. Hei! Mariciu 2 o nească ca 1. Fete, dar oasea asta e cunoscută, adică lumea știe de nebunie cu el, a? Deci câștigătorii care vor primi chestiile astea, neapărat să-mi dea și mie un filmuleț pentru vlog cu ei jucându-se cu asta. Vă rog eu din tot sufletul. Hai că vă pun nu pe vlog. Nu mai pot, hai că-mi stoar stric ceasul, e prostia de lemn. Nu poți să zici că e prostie de lemn, nici că venerează chestia asta. Și eu veneram elasticul când jucam în copilărie și... Mie îmi plăcea foarte mult Rațele și Vânătorii și Castel. Deci cred că Rațele și Vânătorii era așa cum... Nu, Fața Ascunsele. V-ați ascunsele. Cred că trebuie să-ți spargi capul. Hați. Se vede că s-a jucat și trișează. Acesta a fost vlogul de azi? Așa, mai cu curaj. Și pui și mâna pe cameră. Hai, pune mâna pe cameră, spune acesta a fost vlogul. Acesta a fost vlogul de... Nu, azi. Da! Pune-o mâna!